Anișoara Dabija, cântăreață de muzică populară, a vorbit într-un interviu recent despre relația sa cu Nicolae Bodgros și despre durerea pe care i-a provocat-o Lidiei Bejenaru, regretata soție a artistului. Dabija și Bodgros au avut o relație în timp ce amândoi erau căsătoriți, iar cântăreața a recunoscut că îi pare rău că i-a provocat durere Lidiei Bejenaru. În ciuda acestui fapt, Dabija a declarat că nu regretă relația cu Bodgros, mai ales că aceasta a dus la nașterea fiicei lor, Nicoleta. Artista a vorbit despre confortul și sprijinul pe care l-a găsit la Bodgros, care a ajutat-o să iasă dintr-o perioadă dificilă din viața ei. Dabija a descris relația cu Bodgros ca fiind una tensionată și a spus că a căzut în cealaltă extremă. Ea a spus că nu era o femeie ușoară și că a fost atrasă de sensibilitatea bărbatului. Dabija a spus că Bodgros a fost cel care a scos-o dintr-o perioadă dificilă din viața ei și că o iubește profund pe Nicoleta. Pe de altă parte, moartea Lidiei Bejenaru încă l-afectează pe Bodgros. Artistul și Lidia au fost căsătoriți timp de peste 5 decenii și au avut împreună un fiu, Cornel, care cântă la vioară în orchestra tatălui său. Dabija a recunoscut că Bodgros s-a întors la familia sa și a respectat decizia. La un an de la moartea Lidiei Bejenaru, Dabija a vorbit deschis despre relația cu Bodgros și despre singurul ei regret după întreaga situație. În ciuda faptului că simte regret că i-a provocat durere Lidiei Bejenaru, Dabija a declarat că nu regretă relația cu Bodgros și că este recunoscătoare pentru sprijinul și confortul pe care acesta i le-a oferit.